Sfântul Ștefan a fost cel mai de seamă dintre cei 7 diaconi aleși pentru a-i ajuta pe apostoli în slujirea comunității creștine. Prezența lui în viața bisericii, la foarte scurt timp după întemeierea ei, este legată de instituirea celei de-a treia trepte în ierarhia bisericească, și anume a diaconilor. Apariția acestora era într-un fel cerută de punerea în practică a unei profeții, potrivit căreia Mântuitorul a fost trimis să binevestească săracilor. Datorită acestor cuvinte, ucenicii Domnului aduceau celor săraci nu numai cuvânt de învățătură sau hrană sufletească, ci și hrană trupească, necesară vieții fiecăruia. Biserica predica astfel nu numai prin cuvânt, ci și prin faptă, făcând simțită noua învățătură creștină pentru toți dezmoșteniții soartei. Treapta diaconiei apare, deci, tocmai cu această menire de a prelua de la Sfinții Apostoli grija față de cei săraci, văduve și orfani, urmând ca lucrarea lor să se concentreze numai asupra rugăciunii și propovăduirii cuvântului. Pentru credința sa în Hristos a fost învinuit de blasfemie, a fost condamnat la moarte și ucis cu pietre. Astfel, în această zi, se prepară pâinicile lui Ștefan, care au formă rotundă, ce amintesc pietrele cu care a fost omorât Sfântul Ștefan. După ce se sfințesc la biserică, acestea se împart mai ales copiilor. Ce tradiții se respectă de Sfântul Ștefan? Slujba la biserică, rugăciuni, vin mai mulți credincioși, se roagă, se închină, sărbătoresc pe Sfântul Ștefan. Din păcate, nu se mai cunosc tradițiile din ziua Sfântului Ștefan. În această zi nu sunt recomandate drumețiile montane și deplasările în zone izolate. Se mai zice că în această zi este bine ca persoanele certate să se împace. În lumea satului de odinioară exista credința că dacă în a treia zi de Crăciun va ninge, atunci va fi rod bun. Ștefan este un nume de origine grecească, Stefanos, și înseamnă coroană, cu care erau încununați învingătorii. Peste 400.000 de români își sărbătoresc onomastica pe 27 decembrie.